România este în pragul anarhiei. Legionarii vor toată puterea și demiterea lui Ion Antonescu. Generalul simte pericolul, se întâlnește cu Hitler, primește acceptul Führerului pentru extirparea gărzii de fier. Începe rebeliunea legionară. Ianuarie 1941. Horia Sima și Antonescu își discută supremația și asupra țării se abat 3 zile de desmânți ucigași. Legionarii atacă, torturează și ucid sute de evrei. În pădurea Jilava, zeci de evrei răpiți sunt împușcați în cap. Antonescu restabilește ordinea și transformă România în dictatură militară. În vară, Hitler declanșează operațiunea Barbarossa, adică invazia Uniunii Sovietice. Armata română sub comanda lui Antonescu primește ordinul pe 22 iunie, la 4:45 dimineața. Conducătorul de ordinul suprem, ostași, ordon, regeți Rudu! Regele Mihai află vestea din presă. Acolo m-a până fauna, să votez, deci. Nu vădim, ce-ați mi dat? Să-i ia de cică, nu vădă, ce-ați mi dat, pentru că tot e gândă să iei în newspaper. În mai puțin de o lună, armata română ajunge la Nistru. Basarabia și Bucovina de Nord sunt recuperate. Majestatea sa regele și mareșalul conducător, în permanență pe front, urmăresc îndeaproape activitatea trupelor și efectele bombardamentelor. În toamnă, armata română trece Nistrul și asediază Odessa. Iată imagini din timpul asediului. Este cea mai importantă victorie a armatei române în al doilea război mondial. Prețul? 70.000 de morți și de răniți. În țară, oamenii ies pe străzi pentru a sărbători victoria. Regele Mihai îi conferă lui Ion Antonescu titlul de mareșal. 8 noiembrie 1941. Capitala a îmbrăcat haine de sărbătoare. În semn de omagiu, două piețe ale orașului au primit numele conducătorilor marilor popoare aliate. 1941 este și anul celor mai mari atrocități comise de regimul Antonescu. Mareșalul ordonă deportarea tuturor evreilor din Basarabia și Bucovina. Are loc progromul de la Iași. Armata, jandarmeria, dar și civilii jefuiesc, torturează și ucid evrei. Supraviețuitorii sunt îndesați cu forța în două trenuri folosite pentru transportul carbidului. Sunt trenurile morții. Din cauza căldurii de vară și a lipsei de aer, oamenii au înnebunit mai întâi și apoi au pierit, mărturisește un supraviețuitor. La Odessa, comandamentul trupelor române explodează. Fusese minat de armata rusă în timpul retragerii. Mareșalul Antonescu se răzbună în schimb pe evrei și ordonă armatei să-i omoare. Sunt spânzurați de balcoane sau stâlpi de electricitate. Apoi, zeci de mii de evrei sunt înghesuiți în nouă barci. Armata deschide focul asupra clădirilor, apoi le udă cu benzină și le dă foc. În încercarea de a scăpa de agonia focului, unii s-au aruncat de la geamuri și le-au cerut prin semne soldaților să îi împuște, arătând către capete și inimi, este mărturia unui soldat român. În teritoriile administrate de români mor între 270.000 și 300.000 de oameni în Holocaust, în timpul colaborării țării noastre cu Germania nazistă. Iar în luna decembrie, japonezii atacă Pearl Harbor. Drept urmare, America intră în război, decizie care va schimba soarta umanității.